așteptă un meci foarte greu, ținând cont că și ei au pierdut calificarea în finală și au pierdut și campionatul, părerea mea. Sper să facem un meci bun și să luăm un punct sau trei puncte. A venit timpul încă unui succes contra Steaua. Ar trebui, am pierdut foarte multe meciuri cu ei. Avem doar o singură victorie împotriva lor și ne motivează acest lucru. Și forma noastră slabă din ultimul timp, sperăm să o depășim și să facem un meci bun. Astra este deja campionă? Cred că da, au avut și un meciul direct, sunt la 6 puncte, e foarte greu să mai pierde campionatul. S-a vorbit săptămâna asta de un eventual transfer, Tase, Răzvan și tu, Steaua. Nu știu nimic despre aceste vorbe, cred că au fost speculații de presă. Dar vă dați seama, dacă este adevărat ce scrie în presă, acest lucru te bucură. Dacă te vrea Steaua, este un lucru frumos să joci la campioana României, echipa cu cele mai multe trofee, dar, cum v-am mai spus, nu știu nimic. Tu din vară te vezi, nu știu, tot în România sau Germania? Mă concentrez acum pe cele trei meciuri rămase, sper să o fac cât mai bine și după ce decide domnul Hagi și clubul, cel mai bine pentru club. La Euro 2016, mă sper? Nu, e foarte greu. Dar ce evoluție am avut în play-off este foarte greu să mă gândesc la Euro. Mutu antrenor aici din vară sau tot propus aseară? Nu știu, eu vă spun sincer, mi-ar plăcea să lucrez cu el, dar nu vă pot spune, pentru că nu știu dar cine va fi din vară antrenor, ce se va întâmpla. O victorie cu Steaua mâine sau în punct va consolida locul 5 în clasament? Ne-a spărat puțin rușinea care am acumulat-o în play-off și am abordat altfel cele două meciuri rămase din play-off. Ați început deja să vă gândiți la meciurile din cupele europene mai mult, pentru că Steaua nu pare avea forța cum să treacă peste voi. Da, nu ne gândim încă la acel lucru, ne gândim să terminăm cât mai bine play-off-ul, pentru că am început foarte prost, nu avem nicio victorie, sperăm să obținem cât mai multe victorii din cele trei meciuri. Acesta este gândul nostru. Cum e fără Hagi pe bancă? Este greu, ne-am obișnuit cu dânsul, sfaturile lui sunt foarte importante pentru noi, ne motivează, ne ajută, dar și de acolo de sus sunt sigur că este alături de noi și sper să se întoarcă mai repede pe bancă. Partidă destul de grea, Steaua, chiar dacă nu trece printr-o perioadă așa de bună, rămâne o echipă puternică. Sperăm să învingem, să terminăm cu capul sus acest play-off. Putem spune că sunteți mai motivați decât ei, nu prea mai au pentru ce să lupte, voi măcar să vă spălați așa un pic imaginea asta șifonată din play-off. Da, nu știu despre ei, noi suntem foarte motivați, ca de obicei, din păcate nu prea ne-a ieșit jocul în ultimele meciuri, dar cred că în aceste ultimele trei meciuri vom avea altă față și sper să câștigăm. Tu ai mai fost la Steaua, ți-ar plăcea o revenire în Comeback așa? Da, am fost la Steaua. Mă uitam la viitorul, nu mă mai gândesc la o întoarcere acolo. Mă gândesc doar la meciul de mâine deocamdată și sper să luăm 3 puncte mâine la ei. Steaua, așa cum se pare, este într-o scădere de formă evidentă? În urma ultimelor rezultate, așa se pare. Au pierdut și cu Astra. Au fost eliminați și din Cupa României. Sunt, poate, într-o scădere de formă, dar pe noi nu asta ne interesează, noi trebuie să ne vedem de jocul nostru și să obținem un rezultat bun mâine seara acolo. A fost presiunea prea mare în play-off pe voi? Ați putea explica asta, evoluțiile mai puțin constante? Nu știu dacă a fost presiunea prea mare. Noi, din păcate, în aceste meciuri de când a început 2016, nu prea ne-am regăsit. N-am mai făcut același joc ca în prima parte a campionatului și asta s-a văzut cu siguranță în rezultat. Sper, cum am spus și mai devreme, să obținem rezultate cât mai bune în ultimele trei meciuri și să ne clasăm cât mai sus. Steaua a pierdut campionatul? Mai sunt trei etape. Fotbal se poate întâmpla orice, cu toate că, într-adevăr, este destul de greu ca asta să mai pierde campionatul. Mie că mine trebuie să-i faceți campioni, aproape. Dacă bateți și bat și... Da, noi sperăm să batem. Noi, mai departe, în urma rezultatului nostru, vom vedea ce se va întâmpla.